Clipe de groază pentru o femeie de 63 de ani din capitală. Asta după ce în timp ce mergea pe trotuar a văzut un impact cu trei mașini, iar în clipa următoare unul dintre vehiculele implicate a fost proiectat direct în ea. Totul s-a întâmplat în prima jumătate a zilei de 20 martie pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani. În imaginile de la fața locului se vede că toate vehiculele au fost grav avariate, iar una dintre mașini a ajuns pe trotuar cu roțile deteriorate. La fața locului imediat a venit poliția și ambulanța. Femeia de 63 de ani a fost dusă la spital. Preliminar, potrivit medicilor, aceasta nu a suferit răni grave. La locul impactului, oamenii lege au stabilit că totul s-a întâmplat după ce o mașină condusă de un șofer de 41 de ani s-a tamponat cu un alt automobil la volanul căruia era un bărbat de 38 de ani. Impactul a fost atât de violent încât mașina șoferului de 38 de ani a fost proiectată mai întâi într-un alt automobil al unui tânăr de 32 de ani, ulterior a fost aruncată pe trotuar, pe unde mergea femeie de 63 de ani. De ajutorul medicilor a avut nevoie doar pietonul. Niciunul dintre cei trei șoferi nu a pățit nimic. Agenții de la secție accidente rutiere au înregistrat cazul, iar acum urmează să stabilească din vina cui s-a produs impactul. Cel care va fi recunoscut vinovat va fi pedepsit conform legislației în vigoare.